Nu, bun chat, salutare! Bine am regăsit, eu sărcit în continuare. Am vrut să fac eu o rimă, nu n-am vrut, o vin pe moment. Ne uităm în continuare la un replay de la al nostru slider? Slider, cred că era. Mi-a trimis pe mail română, trei replay-uri. Două cu M36 GMC-ul și unul cu Somoa SM. Acum ne vom uita la replay-ul cu Somoa și vom vedea ce-i poate pielea. Glumesc. Adică, nu glumesc, chiar aia o să facem, dar ați înțeles voi. Meci despre realistic. Lăsăm markerul pornit ca să putem comenta noi mai ușor. Știți povestea, că mereu o zic. Sper să nu mi se mai infunde nasul așa de repede tura asta. Ca celelalte ture, dar na. Norocul nu știu dacă o să fie de partea mea. Mereu mi-a plăcut chat, în caz de nu știți, ventilațiile astea în formă de ceva aici. Vedeți ce zic? E o formă foarte interesantă. Astea ventilatoarele cu ușile alea arată foarte, da, ceva ce i-ar place lui Wave. Salutare Wave, dacă te uiți, dacă nu te uiți ești langoș. Bun. Am revenit, suntem pe, cum mi zice la hartă că îmi scapă. Nu era American Desert, era cumva așa -i? Nu mai știu cum mi zice la hartă, îmi scapă. Îmi scapă, American Desert. Mamă, eu pot să mă uit acolo. Scrie efectiv aici în stânga, nu vedeți webcam-ul meu. Bun. Să vedem. Cu ce ne încântă astăzi slider pe Somoa? Mă, Somoa e un autoloader oarecum tip revolver. Nu încarcă din întreaga magazie, încarcă din magazia manuală, încarcă loader-ul în magazia automată și din magazia automată care e mai micuță preia tu un proiectile și are 2, 4, 6, 7, 8 cred că proiectile. Ia să vedem exact. A, da, 8 proiectile. Bro, în 1024 s-au pus să flancheze toată harta. Mamă, ce nu-i suport pe ăștia. No, bun. Și ai armură, dar nu prea. E cu dus și întors. Ai, dar n-ai. E foarte random puțin, mai ales la turele unde se îmbină, pentru că e turelă care oscilează. S-o văzut dinamicul ăla acolo. Sincer, vor... Uleo, lower plate-ul ăla, de ce nu? De ce nu lower plate-ul ăla nervos, măi? Măi, slider, de ce lower plate-ul ăla nervos nu ai vrut? Ăla-i, Evrica. BMP-ul nu s-a văzut, e ăla din stânga ta pe care du l-ai zărit încă. 2 kg, foarte bine. Și-o luat-o din stânga. Nu de la ăla, cred că de la ăsta la alții ai luat-o. Type 74, ăla-i, Type 74 ăla. Acolo-i. Probabil să se bată cu M48-ul. Dacă ați fost atenți, ăla putea să-l omoare. La început de tot, dar nu. Nu, toți greșim. Nu suntem perfecti, nu avem nimeni să-i vedem pe toți. E un joc, adică nu e o chestiune de viață și de moarte. Știți ce zic? Bun, nu mai știu cât are meciul. Durata, din păcate. Dar nu contează. Ne ajustăm noi. Oh, mouse in the house. Na 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 na. Haide.
Jocule, joculeț, probabil am așteptat să-și încarce magazia. Aia aștepta. Iară treci cu vederea și ți o iei de la el urât. Bă, Type 74-urile astea din păcate, lower plate. Frumos, aproape perfect. Porcările astea de Type 74, pentru cei care nu știți, sunt MBT-uri de primă generație care au armura, aș putea zice. Frumos la lor, da. Aoleu, așa mă, stă să dea reload. Să dea reload, să-i șmute omul. Nu știu cât are echipajul el. Ai da click-ul, ai da click-ul. Noroc de autoloader. Ricocheu, bro, mamă, ce unlucky a fost toată situația cu ăsta, cu Type 74-le. Aoleu, bă, gajin, cum e posibil, măi? Acolo te-ai grăbit. Nu, bun. BMP-ul. Ce snapshot bun, mamă. Frumos snapshot-ul, nu. A fost bun, iar a fost fain. A fost ce trebuie snapshot-ul. Mă, în momentul de față, eu aș fi tipul de om care probabil m-aș întoarce în punct să-mi iau proiectile și să fac defense. Aparent și omul meu avea aceeași intenție, slider. Nu, bun. Mă uit la fața mea pe webcam, văd că arăt groaznic. Sărăcit, băi morții mei, continuare. Și ziua în care sărăcit, în ziua să mă pun și filmez forță, că big brain, 3 rânduri de creier, IQ 200, n-aveți ce să-mi cere. Dacă-s prost. În fine. IS-6. Frumos, dar nu, n-a fost să fie. Sau? Mai aveți că se bagă pe ei, mă nebunule. Na, te-ai grăbit, nățură. Mai jos, la baza turelei trebuia. Așa, vezi că știi. Vine mică în stânga. IS-6-le alea s-au pierdut în direcția aia, nu mai avea ce să-i facă. Mă, am avut problema lui care-i? Nu mai are proiectile. Nu, mai are două, de fapt. Foarte nasol, dacă mă întrebați pe mine. Ei, nașpa când rămâi cu puțin cru și depinzi foarte mult de... loader să-ți încarce. Frumos, emo. Ma, șanse mari să-ți iasă ăla din spate, așa-i? Sau nu-ți mai iese, nu-ți mai iese. Nu mai ai puci să tragi, în alălalt, în schimb, ai putea să tragi. Ok, n-ai tras. Interesant. Probabil știai obiectul și poziția lui pe hartă. Mă! 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 Ha? Ha? Ce? De ce? De ce? Nu s-a văzut la tine că era... cadavru? Nu s-a încărcat textura de kill sau? Foarte dubios ce a fost acolo. T54 AMD. Mai țineți minte că s-a bătut cu un identic la început de meci. Lower plate-ul. O idee mai sus. Are cărămizile alea de la casa cu mid-rămată.
Mă, dacă nu merge așa, puteai să încerci să dai la cu pole sus. Sunt și alea o variantă, să știi. Dragule. No, bun. 5 kill-uri până acum. Cu Somoa. Haide, ZSU. Rupel. Aia, asta e graba. Vezi? Se strică graba. Ha? A, leopardul a luat kill-ul. De ce zice Gaijin Vehicle Lost? Gaijin nu mai îmi zi Vehicle Lost, că mă mori. Cu zile. M-am uitat să văd cât ține meciul. Dar o să țină mult, că e cu puncte de captură date deja. Așa că mă aștept acum să meargă pe A și să-i curețe pe mulți. Presupun că aia se întâmple. Doar nu mi-a trimis un replay în care face doar 5 kill-uri. Isu-1, poți ieși pe el, dragule. Așa. Floor plate. O mergi așa, nu pot zic că nu. De-aia aș fi ăla care dă după lor plate-uri și nu numai. Pe 55 în stânga, în stânga, în stânga, pe 50 nu, măi, am murit. Sau nu murit? Ba, a murit. Kyuga Blitz. Nu prea ai, nu știu ce să zic. Și-a luat omorul de la Fiat. Ziceam că nu prea ai cum să-l ajuți. Și na, aia s-a întâmplat. Nu ai avut cum să-l ajuți, din păcate. Ok. Și mai uite 54 din ce văd. De care n-are nimeni să știe. Și obiectul aici de după clădire. Curiozitate bea dacă joacă cu căști. Deși ar părea că ar juca cu, dar nu bag bădea foc. Stânga, stânga, nu joacă cu căști. Oh, oh. Ok. Mamă, 3 asisturi. Au ratat câteva ocazii de făcut kill. Nu o să mint, dar o să desfășura meciul bine. Nu are rost să fiu fricotaș să zic că nu a fost bine, că a fost bine. ZS-ul ăla în față, nu? Se vede, nu? Se vede de cărămizi, așa e? De cărămizi, de pietre. Hai, mă așteptăm pe Fidal să rupă. Se devine camper. Camper. Opa, ZS-ul, adios. Și l-a văzut și pe... C13, l-am văzut, o să-l vad dacă l-am văzut. Frumos, 2 killer, așa de final. Mamă, chat. Am zis... Mamă, o dat... Dar cine o dat nuke-ul? Cine o dat nuke-ul, mă? Nu m-am uitat. Aliat, o da nuke-ul, bă. Frumos, frumos. Hai că se mai vede ceva din tank dacă e. Frumos, frumos. Nu, a fost bine. Deși mai slab că menționa ăla cu M36, ăla cu M36 a fost top. Asta o țără mai slăbuț. O să-l încadrez pe la un 8 și ceva ca și notă, probabil. Plus că au fost acolo câteva faze care aș putea zice că am fost puțin dezamăgit. Dar, na, it is what it is, chat. Până data viitoare vă salut, ne vedem la un nou episod. Bye, bye.